Bineînțeles, copii. Creierul stă în beznă totală, plutășind lichid transparent înăuntru craniului, mereu în întuneric. Și totuși, lumea pe care o construiește în minte dă pe din afară de culoare și mișcare. Deci, cum reușește creierul să construiască pentru noi o lume plină de lumină? Aici este bulevardul principal, iar când te duci la stânga, vei da în strada Toulouse. Mergem de ceva timp. Crezi că mai avem mult? Mașerii marilor. Suntem în Germania acum și e bine. Nu te-aș părăsi niciodată. Să fii politicoasă cu unchiul și cu madame. Mulțumește-le că îți citesc rândurile astea. Cine ar putea estima intervalul minim de timp de care avem nevoie ca să ieșim de aici? Căsuță! Unde ești tu, căsuță? Te-am auzit pe radio, de-aia vin aici. O să te scot eu. E sigur că e adevărat? Crezi că mai ce să te întorci? Eu cred că da. Nu e niciun radio aici. Noi suntem cei buni. Nu așa, unchiule? O să existe un punct de adunare pentru refugiați. Când va veni timpul, ia asta și ține-o cât de sus poți. O să tragă. Nu o să tragă la este cu doamnă. Și fată. Unde te duci? În direcția opusă. Nu fii cu mine. Ar fi bine să nu te vadă împreună cu mine. La revedere, Werner. Adio, Marie. Ești foarte curajoasă. Nu am de ales. Mă trezești și îmi trăiesc viața. Tu mă faci la fel? Nu e nici măcar o lumină aprinsă, Marie. Toată lumea doarme sau se preface. Știi ce e asta? Trebuie să ieșim de aici. Trebuie să avem speranță. E aici. E în casă. Cum poți să fii vreodată sigur că faci ceea ce trebuie? Cât mai durează, madame? Din păcate, abia a început. Nu vrei să trăiești. Înainte să mor? Ești ok, Ania? N-au nimic, vorbește mai tare! Prea stai ca mortul! Suntem prea actori. Ne iubești, Ania? Da. Am jucat bine? Ești mândră de noi? Foarte. Mi-e cam frig, sincer. Puțin doar. O să există un punct de strângere pentru adunați. Într-o adunare! Bun. Te mai înspre el, că nu prea te prinzi.